Se pregătesc noi taxe și impozite pentru români. PNL și PSD reiau în această săptămână negocierile pe modificarea codului fiscal după două runde de discuții fără niciun rezultat. Colega mea, Marina Cioacă, se află la guvern, acolo unde au loc negocierile și vine chiar acum în direct cu ultimele informații. Marina, bun găsit, te ascultăm! Bună dimineața, Marian! Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! A treia rundă de negocieri între liderii coaliției de guvernare și se anunță o ședință extrem de tensionată pentru că PNL și PSD nu reușesc să ajungă la un acord privind modificarea actualului cod fiscal. Și este important să ajungă la un acord în această lună, pentru că legea spune clar, dacă vor a viitorul buget să fie realizat pe un cod fiscal modificat, trebuie a decizia să se ia cu 6 luni înainte, deci în luna iunie. Nu mai au foarte mult timp la dispoziție. Partidul Social Democrat susține în continuare impozitarea progresivă, dar și o taxă de solidaritate aplicată acelor companii, o cifră de afaceri de peste 100 de milioane de euro. PNL și inclusiv premierul Nicolae Ciucă se opun însă acestor măsuri, dar ar vrea cei din coaliția de guvernare să crească și acciza la tutun. Și astfel s-ar scumpi pachetul de țigări cu aproximativ 50 de bani și ar aduce, bineînțeles, mai mulți bani la bugetul de stat. Măsura aceasta însă ar vrea să o ia de la 1 iulie, nu de anul viitor, precum celelalte măsuri. Și în plus ar vrea cei din coaliție și o taxă pe zahăr, adică TVA-ul acelor produse ce conțin foarte mult zahăr procesat să crească de la 9%, cât este în prezent, până la 19%. Printre altele mai vor și eliminarea anumitor facilități fiscale pentru domeniul agriculturii, construcțiilor sau IT, dar și taxe mai mari pentru micro-întreprinderi și Horeca.